În centrul municipiului Alba Iulia, șoferii au devenit bulversați din cauza unui semn de circulație întors. Cei care au trecut pe aici nu au fost foarte atenți la semn, dar când și-au dat seama, au bufnit în râs. Toate acestea se întâmplă cu o zi înainte de recepționarea lucrărilor din centru. În mod normal, semnul de cedează trecerea este un triunghi cu capul în jos, dar cei care au pus acest semn de circulație în centrul municipiului Alba Iulia au hotărât să respecte regulile de geometrie. Oamenii nu au știut cu exactitate ce se întâmplă, dar când le-am atras atenția, au sesizat neregula. Ce anume? Semnul de circulație acesta, ce reprezintă? Cedează trecerea. Și nu vi se pare că e pus invers? Ar trebui să fie cu capul în jos. Cum să fie cu capul în jos? Semn? Cu capul în jos, de cedează trecerea. Nu-mi dau seama, nu rețin, nu știu. Probabil, dar nu sunt sigur. Da, l-am văzut. Și nu vi se pare că e pus invers? Da, într-adevăr. La scurt timp au apărut polițiștii din Alba Iulia care au văzut că nu este un semn conform și au sesizat muncitorii care s-au chinuit ceva vreme să dea jos semnul pentru a-l întoarce. Ciudat este că celelalte semne de la sensul giratoriu din Alba Iulia sunt puse bine, așa că muncitorul care l-a amplasat pe acesta, cu siguranță nu are permis de conducere.